Situație disperată în municipiul Vulcan. Locuințele sociale din cartierul Crividia au fost grav afectate de ultimele ploi, iar aici este imposibil de locuit. Cetățenii din zonă spun că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de probleme, însă autoritățile locale au decis mutarea lor provizorie în blocurile sociale din zona Dincă. Totodată acuză faptul că materialele de construcție oferite de către administrația publică sunt insuficiente pentru reamenajarea locuințelor. Mi s-a promis că îmi dă material și nu mi-a dat numai 2 saci de ciment și ocupă de 4 saci de ciment și ocupă de balastru. O să mă mută la centru la Dincă pentru 2-3 zile. Mi s-a spus că îmi dă scândul și astea, nu mi-a dat nici scândul, nu mi-a dat nimica. Mi s-au închis toate ușile, a? Și au 2 copii, ajutor social. Cum să stau eu copii? Îmi dați în apa asta. Nu pot să stau. Să fie clar. Mi-a dat numai 4 saci și ocupă de balastru. Atât. La 2 camere. Mi s-a pus să iau măsuri din cameră până afară și am luat măsuri. Toate scânduri, tot, pe un an de zile. Stau acolo de un an de zile, aici, unde să stau cu 2 copii. O să pentru 2-3 zile, de-am un an de când stau acolo. Și pentru unde să stau în aici? Nu pot să stau cu 2 copii. Și acolo tot e la comun, nu pot. Mai bine să-mi dai și să-mi fac casa. Pentru ce? Am băgat atâția bani, am văzut, am spart cimentul care l-am băgat și piscină. O grămadă de tot am aruncat. Să arunc chiar nici eu. N-am pozitate, n-am bani, cu ce? Să facă bine, să-mi dai să pot să fac și o casă la copii. Și să nu mai stau acolo. Viceprimarul municipiului Vulcan spune că autoritățile cunosc faptul că ploile din ultima perioadă au produs pagube în zona Crividia, însă nu le-a fost semnalată problema inundării locuințelor. Chiar acum, când au fost inundațiile astea din zonă, ne-am deplasat acolo cu serviciul de salubrizare din cadrul primăriei, cu utilaje, am acționat. Nu cunosc problema caselor inundate înăuntru, cel puțin la noi. Nu au venit persoane care să ne spună, uite, avem probleme cu ceva sau avem casele chiar să le curgă apa prin casă. Dar dacă așa este situația și așa se prezintă situația, sigur, ne vom deplasa în cursul săptămânii viitoare cu echipa de salubrizare din cadrul primăriei și să vedem despre ce este vorba. Important este ca cetățenii să înțeleagă că plângerile trebuie să le facă în primul rând către primărie. Eu sunt deschis pentru toți cetățenii, și cetățenii cu probleme, și din Crividia, și din zona Dallas, dar prima dată să vină la primărie să ne spună despre ce este vorba. La începutul săptămânii viitoare, angajați ai serviciului de salubrizare se vor deplasa în teren pentru a evalua situația și vor fi căutate soluții în sprijinul cetățenilor. Lucrări de anvergură vor fi executate în municipiul Lupeni. Mai multe cartiere vor intra în reabilitare din punct de vedere al asfaltului atunci când vremea va permite sau când vor fi finalizate lucrările la rețelele de apă și canalizare. Se lucrează intens și în acest moment, deși vremea nu ne prea permite din punct de vedere al asfaltului, dar se lucrează, să știți, în foarte multe cartiere din municipiul Lupeni. Aș începe cu ceea ce înseamnă cartierul Viitorului, aici mă refer de la parcul de la CAP-ul până la azilul de bătrân, tot acea zonă, tot acel cartier, am reușit să-l reabilităm, îl avem pregătit pentru asfalt. Strada 9 Mai, care reține țară la 1,5 km. Peste 1,5 km reușim să-i asfaltăm din banii noștri, din banii primăriei, din economiile pe care am reușit să le facem anul trecut în diverse lucrări pe care le-am avut. În urma licitațiilor pe care le-am avut, atunci am reușit să drămuim în așa fel încât să avem un excedent bugetar care ne ajută astăzi să asfaltăm în mai multe cartiere. Și aici am în proporție de 85% lucrările sunt pregătite pentru a fi asfaltate. Deci acum avem autogrederul, avem toate utilajele de construcție acolo la fața locului, mergem în fiecare zi la zona respectivă, se lucrează astfel încât reușim să asfaltăm aproape tot ce înseamnă acest 9 mai. Ne mai rămân în stânga, în dreapta, câțiva metri, poate 100 de metri într-o parte, 100 în alta, atât am avut posibilități anul acesta, dar oamenii de acolo sunt foarte, foarte mulțumiți. Vom începe acum să asfaltăm ceea ce înseamnă în spatele pieții, aici pe Liliacului. Ne apucăm puțin mai târziu, deoarece s-a introdus toată rețeaua de apă în zona respectivă și am început și rețeaua de canalizare.
sanitizare. Și eu sper ca în 2 săptămâni de zile să reușim să împunem borduri, să facem în așa fel încât în prima fază drumul principal, drumul de legătură și aleile la scări să fie toate asfaltate, să fie toate reabilitate. Următorul cartier la care vom lucra este cartierul Narciselor, unde momentan suntem într-un mic impas, noi avem bani din punct de vedere al ceea ce înseamnă asfalt, deci putem să ne apucăm de asfalt fiindcă nu avem nicio problemă, dar intervine din nou apa și canalul în tot cartierul respectiv. Am făcut o solicitare celor de la Hidro care se ocupă, celor de la APASERV care se ocupă direct de această lucrare, i-am rugat să urgenteze aceste lucruri, mi-au spus că în cel mai scurt timp posibil vor introduce o echipă astfel încât noi să venim efectiv după echipa respectivă, ca să nu asfaltăm noi astăzi și ei să strice mâine. Avem din nou în zona viscoza plopilor Gorunului, avem bani, avem tot ceea ce trebuie alocări din punct de vedere al asfaltului, dar și aici avem din nou, să zicem, o mică problemă, trebuie să introducem apa și canalul în tot cartierul respectiv. De asemenea, în municipiul Lupeni vor fi amenajate parcări pe o suprafață de 1,5 hectare. La sfârșitul lunii iunie vom avea inclusiv daliul pentru aproximativ 1,5 hectare de parcări. Asta nu înseamnă că la un loc, 1,5 hectare împărțit în vreo, să zic, 10-15 parcări. Aspectul localității s-a schimbat semnificativ în ultimii ani datorită lucrărilor efectuate la ceea ce înseamnă infrastructură rutieră și alei pietonale. Mediul economic a fost grav afectat în perioada de pandemie, însă în orașul Petrila, afacerile dezvoltate cu ajutorul programului Startup Nation au reușit să-și continue activitatea. Pa mai mult, primarul Vasilică Jurca spune că tinerii trebuie sprijiniți în realizarea ideilor de afaceri. Trebuie sprijiniți tinerii care au idei de afaceri și cred că programul Startup a fost cel mai bun, pentru că am văzut, numai în orașul Petrila, cred că au fost, nu știu, vreo 19 sau 20 de firme care au accesat acest program și cred că la momentul ăsta vreo 15 deja au angajat, deja au activitate. Deci au continuat să rămână pe piață. Au rămas pe piață și eu sunt convins că vor rămâne. În ce domenii sunt, domnule primar? Sunt în mai multe, servicii, producție, deci sunt în mai multe domenii de activitate. Chiar săptămâna trecută am fost la deschiderea unui salon din asta de înfrumusețare, la o florărie, la fel. Acum m-au anunțat că urmează să deschidă tot cineva pe startup-ul un laborator de patiserie. Deci încet, încet oamenii dacă sunt sprijiniți, au idei. Programul Startup Nation România are misiunea de a oferi suport IMM-urilor în accesarea fondurilor nerambursabile de la bugetul de stat. De această finanțare pot beneficia firmele care își desfășoară activitatea în domenii precum producție, industrii creative, programe IT, servicii sau comerț.